Ramona, am aici o gogoașă. În furia ta. Câte gogoși avem noi în platou. Fostul nostru prieten Robert Tudor într-o formă de zile mari. Aplauze, vă rog! Salut, mă, pentru rubrica economică. Bună dimineața! Bucați ani mărgelile tale! Da, ok! Frumoasă ești, Ramono, de fiecare dată... Pe mărgele ești. Mă, Ramono, cred că e singura din lumea asta cu care aș fugi în lume. Dacă mi-ai zici odată, sună-mă odată la 12 noaptea și zici să fugim împreună în lume. Da, crezi că n-aș fugi de câteva ori cu tine? O știi pe... Ce drăguț! Mă, să fugi în lume odată, fugi odată în lume. Așa se și zice, că sunt atât de sărac că dacă fuge nevastă mea cu unul, fug și eu cu bună. E bună. Mamă, ce bună. Avem timp de un număr de magie, luăm o pauză să ne liniștim. Și porbă. Oamenii nu mai rezistă la atâtea numere de magie. Oameni buni, haideți. Faci unul bun, luăm o pauză și după aia, dacă ești băiat, ne mai pomeniți. Băi, ce faceți noi? Băi, stăți amândoi de la Târgu Jiu-mă? Da, asta vă înțelegeți așa bine. Da. Mai fai, mă, suntem bai comedii de la... Bă, te duci cu... Te duci în țară, a? Cu cine te duci? Nebunule, dacă... Iar zi, dacă te-ai vii la mine la spectacol, vii? Că băi, nu mă bateți pe niciun. Da, nu vorbești prostii să iau și copii? Nu, lua cu copii. Nu, la improvizație e copii. Trag copii de urechi. Vino, mă, cu mai da. Haideți să vă arăt cu ce am venit, că am venit cu noutăți, tată, din America, din alea. Stai că n-am nimic, nu mai punem mâna pe ele. Aoleu, mâncați aici gura ta. Ia uite ce am aici, cărți, oameni buni, uitați-vă la ele. M-am vii tot cu astea, cum vii cu cărți. Bă, e nou, nou, dacă îți dau două băieri. Răzbaie. Asta e nou, nou, îți mă. Bă, bor cu ele. Ia adu și mie chitara aia, Ramona. Da. Deci, am cărți așa. Uită-te puțin, 5 de rom, toate, 3 de inimă da, roșie, 3 de treflă, am și popă, ca să vedeți că sunt și sunt și șesari în pachet, sunt și toate cărțile și 10, avem da, și asta, în fine. Deci, atenție, toate cărțile sunt diferite. Păi da? Ai cumpărat un pachet da. Bun. Ideea e că tu te uiți la o carte, o ții minte și o să scriu pe foaia asta numele cărții tale. A lui Ramona, nu alătări, că tu ai mai văzut. Deci? Dă-te la o parte, adică dă-te mai încolo. Dă-te mai încolo. Tu ai mai văzut, dar el că le-a văzut hai pe toate. Să vedem. Ramona, oprește-te oriunde vrei tu și ne oprim la o carte, o ții minte, o să scriu. Aici? Da. O vrei pasta sau pe următoarea? O vreau pasta. Pasta, da? Da. O ții minte, da? Da. O arătăm la cameră. O băgăm în pachet, ia uite, le las aici și o scriu numele cărții, da? Ia uite. Cred că așa se scrie. Așa le-am pus eu numele. Toate cărțile astea au nume. Iar pe cartea ta o cheamă Burt, în engleză, că am fost în engleză în America. Vezi, toate cărțile sunt diferite și toate au câte un nume. Uite, de exemplu, cartea asta, prima de la suprafață, 10 de inimă neagră, cheamă Eric. Eric, uite, am pe spate, Eric. Da. Eric, da, asta 10 de Leo, 10 de rom. Ăsta la altul Buc. Buc. Da. Buc, Burt îl cheamă pe al tău. Da. Ert, 10 secunde. Ian. Să te grăbești puțin. 10 secunde. Lasă-mă, toate au diferite, uite, vezi? Uite și aici, da? Deci pe al tău îl cheamă Burt, nu? Zac, Adam, da, Matt. Dacă îl găsești azi, ar fi bine. San, Tom. Burt, Burt, Burt! Burt. Uite-l! Burt! Nu, era cinciu de... Da, mă, păi da, dar și pe partea asta așa îl cheamă. 10! Le știu după nume, că doar cu el, ai văzut nou nouți. Nu s-a mai făcut niciodată. Mai apoi cu magicianul Robert Tudor, rămâi aici. Direct de pe ringul de dans din Las Vegas, de la Sfera. Am duminică am spectacol la Oradea și la Timișoara. La Las Vegas, bravo. M-aș juci pe mine la Timișoara cu ceva. Ba da, te ajut. Hai că a trecut anul. E sold out la Timișoara. E ziua poeziei. Ziua poeziei astăzi? Da. O poezie pe care am făcut-o eu. Am scris-o eu. Ba da, una frumoasă.
Sunt stele care din când în când... Poezie, Michi, Michi! O melodie, ceva, pe fundal! Zi-mă. Sunt stele care din când în când mai... Dă-te la o parte. Sunt stele care din când în când mai cade pe cer și se prefac în stele căzătoare. Mai sunt și atâtea vise de îndeplinit. Sunt lucruri pe care n-aș vrea să le înțeleg. Sunt amintiri ce nu le pot uita. Poate că nimic nu e mai frumos decât nesiguranța de acum sau speranțele de mâine. Da. Nu pot decât să aștept împreună cu tine și n-aș vrea să uit așa. Pământul este, pentru că este un gând mort fără speranțe. Speranțele au fost create undeva departe, în urmă, nu știu unde, dar poate dacă ar fi știut și acum îmi simțeam visele și țelul meu împlinit. N-a fost să fie așa, dar ce mai contează? Mamă, ce romantic, romantic ești, Robert. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Pentru mine tu ești tot, tu ești ca o rază de soare și mi-încălzește inima. Când nu ești lângă mine, mi-e dor de tine, mi-e dor de îmbrățișările tale, de sărutările tale, mă fac să te doresc din ce în ce mai mult. Dar rimă? E și ziua lui, lui Zaharia Stancu. Avem pentru Zaharia Stancu să nu uiți Darie și pentru tine desculți. Hai te rog tare mult. Desculți. Ce faci cu copaca? Aia, fericirea, mă. Fericirea e o pasăre. Nu mă, bă, prost sunt eu. Că ți-am dat drum. Scuze-mă, că ți-am dat drum. O pânză. Iată, Ramona, am aici o gogoașă. În furia ta. Câte gogoși avem noi în platou. Iată, să bagă gogoașa, doamna Elena. Până păți foara asta, iar tu trebuie să ții de aici gogoașa, da. Și o să-ți fur gogoașa. O să-ți fur gogoașa. Deci nu iese, nu poate să iasă, da. Nici pe partea asta, nici pe partea asta. Stai să mă prind. Nu filma. Păi, dar de ce ai venit la televizor? Stai așa, gata. Așa, și acum vin să fur gogoașa, deși tu ții ăsta aici, da? Iată. Iată. Zau. Și ta 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 ta. Nu știu. Din ce gogoaș ai mâncat dacă ai am să văd cum am făcut. Ia. De ce avem gogoaș? Aga e gogoaș pe ăsta. Bagă gogoaș. Bagă gogoașa. Bagă gogoașa. Eu aveam ăsta aici, îl țineam pe deget, aici, îl ții pe deget. De? Vii cu el pe deget să nu se vadă, acoperi, când acoperi, îl rup pe ăsta și o iei pe aia și e întreagă, mai înțeleg? Oh, așa. Pe aia rupt-o, o mănâncă. Hai să dă mai altceva, mai. Mă, mă, prinde-mă! Stai, mă, puțin, mă, băi, ăsta e gata numărul? Nu e, da, acum facem ceva mai alambicat. Ce mai elaborat. Care se bagă în alambic. Vezi, dacă nu știm, de ce ne băgăm? Așa, dăm asta. Aici avem un colac, da? Avem o sfoară. Sfoară și băgăm, ține Ramonul de aici. Păi cum ai făcut aici acum? Stai așa, hop! Ține și tu din partea asta, te rog. Cum ai făcut? Las colacul. Și acum eu o să scot colacul de aici. Tot așa îl mănânci? De ce mi-ai furat practic? Lasă. Gata. Nu, lasă-l tot. Rămâneți așa, da? Rămâneți așa. Iată! Îmi iau pânza pe mine. Să filmeze sau nu? Ha? Să filmeze? Să filmeze. Acum poate să filmeze, că nu vede, că eu sunt magician. Ha? Ha? Și pune șarfa peste. Ce-ai în gură? Stai, mă, liniștit, nu mânca plastic. Bravo! Ne vedem duminică la Timișoara. La Oradea. La Timișoara nu mai sunt bilete, mă. Faci numărul ăsta la Timișoara? Nu. Pentru copii, ce s-a întâmplat? La Timișoara. Anul trecut la Timișoara, Marișanul, l-am curgat rău de tot. Da, mă, știm. Și-am rezolvat problema. Acum îmi pare rău că te-am ajutat. Altceva.
Hai, mai e o problemă. Capitala culturală europeană. Nu, el are, a pus vreo 3 spectacole înaintea mea, crezând că nu o să mai vândă bilete la mine. Și le-ai vândut? Soldau la mine. Ce vorbești? De ce nu te faci tu om bun? Nu mai vorbi la televizor tot ce se întâmplă ție acasă, mă. Uite la nevasta. Apropo! Dacă ar povesti femeia aia săraca prin ce trece cu tine. Nevasta mea! Păi! Să-i dea Dumnezeu sănătate, că tot Elena o cheamă ca pe doamna Elena. Văd că numele cu Elena sunt predestinate. Da, sunt făcute pe sufletul meu, așa. Da, și ai zis tu că, uite, că eu mai fug de acasă. Acasă e o bătaie, aici e o bătaie, nu știu de să mă mai duc. Da. Du-te, când ne mai vedem? Îți mulțumim. Pleci în vacanță? Când o fi? Da. Pleci în vacanță. Ți-a luat blușca lui Dani? Hai să-mi...